Când doarme, așa liniștită ca acum, mi-aduc aminte de toate pentru care pot fi recunoscătoare în viața asta și cât de bogată sunt. Și mă uit la ea și văd cât de mult a crescut. Și îmi place să o port în rochițe de micuță, pentru că e fetiță. Și o văd așa liniștită. Și are niște instincte extraordinare. Bebeii ăștia au niște instincte extraordinare. Sigur că de-a fi frumoasă lui mami. Și să știți că suntem... Da! Suntem cu adevărat bogați. Micuții ăștia ne fac cu adevărat bogați. Sunt niște minuni. Niște minuni ale naturii. Și noi părinți încercăm cu siguranță cu toții să-i creștem cât putem noi de bine. Dar mă minunez în fiecare zi de cei 5 copii ai mei și de ce a putut să facă organismul meu, de ce a putut să crească. Extraordinar. Draga de ea e obișnuită să doarmă pe gălăgie, pe orice fel de gălăgie, pentru că are încă 4 frățiori și mereu e gălăgie la noi în casă. Acum toți sunt cu tatăl lor, dar de obicei e gălăgie. Așa că ea e obișnuită să doarmă pe liniște, pe gălăgie, nu contează. Dar am observat că deja de ceva timp ea știe când este ora de nani, căci nu suportă gălăgia după ora 9-10. Ea vrea în pat și o văd că vrea în pat și știu că știe când este în pat, pentru că are alt miros patul nostru și ei au instincte extraordinare. Și dacă nu mă duc cu ea sus până în ora 10 și vreau să stau jos în bucătărie, să mă uit la televizor sau să fac orice altceva, curățenie, ea așa se frământă, nu plânge, dar se frământă din stânga în dreapta și nu-i convine până o duc sus. Și după ce o duc sus, o pun la nani, adoarme cu țiții în guriță și nani. Se mai trezește o dată pe noapte, mănâncă și după aceea, cam pe la 5 dimineața, îmi dă trezirea, căci ei îi este foame. Cam așa se întâmplă serile, liniștite, și eu mă tot minunez de cât poate să crească un pui de om în doar câteva săptămâni. Și nu mă mai satur să o țin în brațe. Și fetele mi-o cer în continuu în brațe, dar ea încă nu-și poate ține capul și mi-e frică să le las să o ia în brațe, numai sub supravegherea mea. Dar le cred că și eu aș sta numai cu ea în brațe și fetele mele sunt două mămoase care ar sta numai cu ea în brațe. Și îmi place să o miros, să o simt, să aud cum respiră. E magică această perioadă. Bucurați-vă de ea dacă sunteți în ea. Și numai multă sănătate!